Timișoara a strălucit seară în cadrul evenimentului de la Ambasada României din Berlin. Excelența sa, Adriana Loreta Stănescu, ambasadorul României în Republica Federală Germană și primarul Dominic Fritz au fost gazdele celor peste 150 de invitați, oameni de cultură, antreprenori, diplomați, politicieni. Au participat de asemenea Cristian Niculescu, directorul Institutului Cultural Român de la Berlin și Octavian Ursu, primarul român al orașului german Gorlitz. Povestea multiculturală, inovativă și curajoasă a Timișoarei a fost prezentată de primarul Dominic Fritz. Orașul de pe Bega a fost pus în lumină ca destinație turistică, culturală, economică și de studiu. Cei mai mulți turiști care vin în Timișoara sunt din Germania iar evenimentul a reprezentat încă o oportunitate de a promova potențialul deosebit al orașului ca spațiu urban valoros, cu o istorie impresionantă, un prezent dinamic, un spațiu european care își continuă parcursul de succes. Evenimentul a fost pregătit și implementat de organizația de management al destinației Timișoara și ambasada României în Republica Federală Germană, alături de asociația HoReTim și de Timișoara 2023.